În această săptămână, școala gimnazială Sfântul Iacob găzduiește școala de vară, în care elevii sunt angrenați în diferite activități recreative educative. Anul acesta este o activitate pilot și, începând cu anii următori, va deveni o permanență la această unitate de învățământ. Vor fi ateliere, exerciții sportive și jocuri, prin care elevii vor căpăta cunoștințe într-un mod aparte. Chiar dacă această activitate este destinată elevilor de ciclul primar și elevii de ciclul gimnazial pot participa de data aceasta ca animatori. Școala de vară cred că e o inițiativă interesantă pentru vacanța asta foarte mare și uneori plictisitoare. Am dorit să fie o modalitate de divertisment pentru copii, dar deși și de sprijin pentru părinți. Vin aici să socializeze, să se distreze, să învețe prin joc. Va avea loc o săptămână această activitate, de luni până vineri, între 9 și 12 și jumătate. Copiii vor avea parte de înviorarea de dimineață pe dans și muzică, apoi ateliere diverse de dezvoltare personală, pictură, dansuri, dansuri populare și dansuri moderne și toate acestea pentru a se apropia de școală, de muzică și de vară, altfel decât o fac în sânul familiei sau alături de părinți. Ne-am dorit ca aceasta să rămână o tradiție, să devină o tradiție pentru școala noastră. Anul acesta este pilot proiect, este primul an când facem lucrul acesta, pentru că avem oameni valoroși în școală care se ocupă de organizare, dar am implicat alături de copiii claselor 1-4, cărora li se adresează programul, am implicat copii de la clasele a 7-a și a 8-a ca și animatori și sunt foarte dornici să se bucure alături de colegilor mai mici. O recomandăm din suflet, este o activitate extraordinară și trebuie să încercăm să ridicăm puțin ștacheta unei altfel de învățări în țara noastră și aici, în jur. Suntem niște oameni deosebiți, noi ca și popor, și trebuie să arătăm asta tuturor în jurul nostru. Pentru elevii care s-au înscris la școala de vară, este un prilej de a petrece câteva ore alături de colegi, într-un mediu organizat și unde pot învăța lucruri noi. Această școală de vară este superbă. Prima oară n-am vrut să vin, dar după aceea mi-am dat seama că o să mă distrez. Mi-am revăzut colegii și mi se pare o idee excelentă. Doamna noastră și cadrele didactice au avut o idee splendidă, după mine. Te-ai distrat? Da, m-am distrat foarte mult. Îmi place la școala de vară deoarece îmi revăd colegii și mă distrez, fiindcă acasă, după un timp, da, mă plictisesc și vin la școala de vară pentru a vedea colegii și pentru a mă distra. Această formă de organizare a petrecerii timpului este binevenită nu numai pentru elevi, dar și pentru părinții care sunt ocupați cu activitățile zilnice.